Azi dimineață în Casa Fetelor se încerca o generală organizare, ca să fie vreme pentru o casă cât mai curată și ordonată, dar și pentru gătit. Ce facem de mâncare? Limbigul, să știți că e foarte murdar. Acum ne ducem să facem curat. Ce facem? Mamă, deci nu mai... Hai. Ce baie a fost murdară 3 zile? Haide. Hai să o ajut pe Julie, te rog, la curățenie, că... A, păi de ce nu mă chemați? Păi stăteam, dar se urlă pe aici când nu te apuci la oră fixă. V-ați luat la ceartă de dimineață? Pe cine? Nu știu, cu fetele. Ce? Cu fetele. Cine? Noi cu curățenie. Hatici. Nu? Eu nu știu nimic. Zicea Sabrina că se urlă cu curățenia. A, nu știu. Hatice? Da. Hatice, spuneți! Te-ai luat la scandal de dimineață? Cu cine? Tu. Ce-am făcut? Cu cine m-am luat la scandal? Păi nu știu, te întreb, tu erai sau nu erai tu? Când? Acu. Cu cine? A venit Sabrina și i-a zis Dianei să vină la curățenie și Diana zice, păi trebuia să-mi ziceți că veneau, nu e problemă. Păi da, zice, și eu mai stăteam de vorbă, dar să urlă pe aici. Da, le-am zis că e livingul murdar. eram sigură că tu ești. Păi dacă e livingul murdar, e pătat, ce să le fac? Și eu... Fetele, cum s-o trezi dimineața direct în curățenie? N-am zis mai nimic, dar nu știam cine a zis, cine ce a zis. E, stai cum o să o întreb. Hati, nu ți-am zis ca să întreb. Dar eu vreau să întreb. Au, Sabrina? Da. Dar care se urlă pe aici, că nu înțeleg? A? Care se urlă pe aici, că nu înțeleg? Care e problema? Cu ce vorbesc cu Simona, dacă e sus și eu sunt jos, nu pot vorbesc. Ai zis, când ai chemat-o pe Diana la curățenie, ai zis că și tu ai mai stat de vorbă, dar se urlă pe aici. Păi cine tu vii și ne faci observație că e livingul murdar în contextul în care am zis că bem cafeaua și n-apucăm să facem curățenie, adică... Și cine a urlat, te întreb? Când voi n-ați făcut la timp, n-a venit nimeni să vă tragă de mult. Te întreb cine a urlat. Păi nu... Cine a urlat? Ce am urlat? Ți-am zis doar că e livingul murdar, că e pătat. Da, ce? S-a urlat? Da, s-a urlat. Și să le spui fetelor când fac curat la voi pe tură să facă și etajul. Ăsta unde face Simona, nu s-a făcut luni. Că tot timpul zicem că nu facem după alții, dar nici noi nu facem după alții. Nimeni nu trebuie să facă după nimeni. Dar când aveți ceva de spus, spuneți. Păi, dar nu veni că s-a urlat. Irina a făcut singur atunci și am crezut că fac a doua zi fetele. N-au făcut. Știi ce mi-ai spus? Voi ați făcut jumătate de curățenie luni, jumătate marți și ce-a mai rămas miercuri. Da, pentru că eu marți am fost la dei și mi-am făcut baia miercuri. Care, ce voi să n-o fac? Nu. Sau ce, că nu te înțeleg. Dar care a urlat? A urlat cineva la tine și nu știu. Bine. Deja... Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Când se face living-ul curat, se face și sus. Ăla. Tot gangul ăla. Partea de sus cu scările. Am făcut doar scările. Partea de sus n-am făcut. Dom'le, că am făcut curățenia în jumătate luni, marți și am terminat miercuri. Și că s-a dus la Diana să zică că ce? La curățenie, că deja pe aici se urlă. Am urlat cumva eu ceva? Când? Azi? Nu. Azi? Nu. Cum ți-a zis ție că hai la curățenie, că deja pe aici se urlă? Da, așa. Așa au zis? Da, da. Și am întrebat-o. Care urlat? Nu știu ce înseamnă urlat? Am zis eu că de ce nu m-a anunțat, că eram afară, n-am știut că s-a apucat. Dacă și așa ar mai sta de vorbă, dar să urlă pe aici. Dar mai sunt un cuvânt pe aici. Și am zis că dacă fac curățenie liber, pentru că e murdar. Și frate asta? Iată, asta înseamnă răutăți, știi? Asta înseamnă energie negativă. Nu știi că mi-a zis că să face gură pe nu este nele, vegană. Top, zice, dar... Nu că se face gură, că se urlă. Și mai ales, dacă se apucă și nu-mi zic, eu, de exemplu, afară la țigară. De unde să știu? Că n-am vorbit. Ei, vezi că la ora cu tare ne apucăm. Cheamă, frate, nu, după aia am scoțat ochii că nu vreau să fac. Știi ce zic?
Nu știu. Capricile iubirii. Dima, de ce te uitai așa confuz? Sincer? Da. Iartă-mă, dar chiar nu a strigat. Bine. Adică, na, chiar nu a strigat acolo. Mie îmi place să fiu corect, chiar nu a strigat acolo. A venit și a zis frumos în lucru. Sunt corect. Eu v-am mai zis că sunt corect. Zi, Hatice, dacă ai ceva de zis, zi. Nu, o văd foarte deranjată, dar mie nu-mi spune nimic. Ce să mai zic? Nu mai zic nimic. Ieri a avut într-adevăr o zi mai da, puțin bună, corect, pentru că n-a avut niște probleme. Dar... Dar e de azi. Asta e azi dimineață. Na, nu știam, scuze, atunci. Corect. Este, într-adevăr, am făcut baia miercuri, pentru că marți m-am trezit la ora 6 dimineața și m-am dus la date și după aia a fost toată ziua încărcată, cu uși deschise și am avut și task-ul și am făcut miercuri baia. Într-adevăr. Irina, într-adevăr, n-a făcut partea de sus. I-am spus, dar eu nu aveam de unde să știu, pentru că Irina a decis să facă luni seară, ca să nu facă marți dimineață, dar noi, când nu facem luni seară și trebuie să facem marți, ne trezim, bem cafeaua, fumăm o țigare și ne punem să facem curat. Și am spus efectiv că erau foarte multe pete în living. Nu mi se pare că am urlat, nu mi se pare că i-am zis altceva. Ideea este că eu consider că ceea ce a vrut să spună Sabrina este că, în general, tu ești un pic mai vulcanică și s-a așteptat că dacă nu faci atunci când ai ridicat tu problema, s-ar putea să iasă discuții. Eu cel puțin așa am interpretat. A fost chestia că am simțit-o ca pe observație, am spus și ei, în contextul în care și pe tura lor de curățenie s-a întârziat. Noi am întârziat, cred că, cu jumătate de oră. Beam cafeaua, eu nu m-am simțit bine, am zis stau puțin, îmi revin, beau cafeaua și ne apucăm. Și la ei, deși eram cu cana în mână, că s-a văzut un videoclip, era dimineață. Și nici n-am apucat să beau bine cafeaua, că vine să-mi zică, știam ce am de făcut. Nu e ca și cum am lăsat ziua să treacă și nu am făcut. Și am simțit-o ca pe observație, de asta am zis. Ce am zis, da, nu urla în adevăratul sens al cuvântului, ci atrăgea atenția pe un lucru care... Nu știu, a fost de 30 de minute diferența asta, nu de o zi, două. Da, ți-am atras atenția pentru că la ora 2 intram în live și... Nu, am vrut să le zic, pentru că la ora 2 intram în live, după aia toată lumea zice că n-are timp să se spele, n-are timp să aranjeze și le-am spus pur și simplu. Bine, doamna Loredana, vă cam place să băgați zanii și fitile. Îmi place să opresc pe Hatice, să nu mai facă... Mi s-a părut că, din contră, vreți cumva să o informați cu ce a spus Sabrina ca să se... Nu, eu credeam că agite. Deja s-a pornit o discuție între ele și eu întotdeauna încerc să o temperez. Doamna Loredana, sunteți o persoană foarte inteligentă, v-am văzut în foarte multe materiale, vă apreciez foarte mult, însă, sincer, asta am simțit că faceți. Nu, eu deja am întrebat-o dacă a făcut deja discuție. Eu întotdeauna am încercat să o temperez pe Hatice. Mie mi s-a părut că din contră. Dumneavoastră că a fost o ceartă da, la care n-ați participat. Ca să terminat. Ca să înțeleg și eu. Da, stați să înțeleg un lucru. Fetele se ocupă de curățenie și mamele de mâncare. Cumva v-ați împărțit treaba asta? Nu. Păi ziceți că una, o mama săptămânii zice că da, o fata săptămânii zice că nu. Nu, facem și mâncare și curățenie. Nu, facem și mâncare și curățenie noi. Și mamele nu fac curățenie? Nu, doar mâncare. Doar mâncare. Câteodată. Uneori vă mai ajută. Da, când aveți... da și fac destul de mult. Da. Da. Asta am întrebat, că mi se pare o discuție mai mult între fete, între voi, cumva vă atrageți atenția între voi. Pentru că mă gândeam că și mama săptămânii și fata săptămânii sunt un fel de supervisor. Adică mie nu mi se pare că Hatice nu are dreptul să spună lucrurile astea, depinde însă cum o spune. Dar nu am tonul face muzica. Că chiar nu a avut un ton ridicat acolo. Deloc. Și probabil nu, și ales... ziceam în general. Da. Nu, dar atunci nu... Cum rămâne cu să-ți aperi partenerul sau partenera ei, în momentul corect, în care... Sunt corect, dar am apărat-o. Adică n-am făcut nimic. Privat. Nu. Ei, a greșit cu ceva iubita mea, n-a greșit cu nimic. De câte ori Hatice a fost vocal? N-a greșit cu nimic. Mai devreme ai zis că a greșit. Nu, am zis doar că nu a țipat Hatice. Nu că a greșit. Și că tu ții cu dreptate, adică nu ții cu Sabrina, care nu avea dreptate. N-are nicio logică, eu doar am zis că nu a țipat Hatice. Păi are logică, din momentul ăla. Nu e adevărat. Păi ce să-i spun lui Hatice în față, vezi că ai țipat când nu a țipat? Nu, adică dar pur și simplu să nu te bagi.
Păi, doamna Gabriela a vorbit cu mine. Cum ar fi fost să zic eu nu am chef să vorbesc? Și eu l-am întrebat. Da, aici are nu dreptate. Am chef să vorbesc. Nu pot să vin în emisiune și să spun nu am chef să vorbesc. Mihai, dar tu ce părere ai despre treaba asta? Nu mă bag. Că, nu, știi de ce te întreb? Nu te bagi, nu te bagi, dar acasă s-ar putea să te bagi. Pentru că atunci când a venit Hatice și ți-o zice așa, sunt niște pete pe aici, vezi că ciorapii ăștia nu sunt unde trebuie. Nu și nu parcă nici chiar nu ți-ai curățat chiuveta după ce ai folosit. Mă dă și oală în cap. De-aia zic, adică eu cred că te privește doar că nu-ți dai seama. Sunt atent, bag la cap. Da, vreau să te întreb cum stă treaba în casă la băieți, dacă te avem și pe tine și ești băiatul săptămâni, cum vă organizați voi cu trebuie? Fiecare cum vrea. Funcționează așa cu fiecare. Așa organizare. Unii facem mâncare, unii spălăm vasele. Ideea unii mâncăm dulciuri. Fiecare cu la ce se pricepe mai bine. Unul dă cu mopul. Da, mi se pare normal că sunt unii care știu să gătească bine, sunt unii care știu să facă curățenie bine, sunt unii care știu să calce bine, nu știu, habar n-am. Adică sunt tot felul de activități din astea și fiecare, că și acasă la tine, Andreea, nu spune că tu știi să le faci pe toate, și curat, și călcat, și spălat, și mâncare, și... În principiu le știu, dar nu le fac pe toate. Da, știu, că și eu la fel, dar nu-mi plac toate. Asta e altceva. Și atunci dacă aș avea cu cine să share-uiesc treaba asta, aș spune, uite, eu mi-aleg să fac mâncare. Spală tu vasele! Și dă tu cu mopul! Comparativ la un moment dat să-mi aduceți aminte să vă învăț cum am negociat eu, ca niciodată să nu dau cu aspiratorul și cum o pun casă. Comparativ cu sezonul nostru, mie mi se pare că fetele sunt foarte harnice, adică ele fac și curățenie și mâncare. În sezonul nostru mamele găteau mai des și noi făceam curățenie și chiar ajutate de mame, mamele făceau băile. Sau poate vor să le impresioneze. Și casa mi se pare foarte curată, le-am vizitat de câteva ori și... Păi tocmai de aia și discuțiile, că nu lăsăm niciun fir pe nicăieri și ne luăm de fiecare cinci. Eu cred că sunt toate domnișoarele...